poate te prind lângă masă. Poate nu să stai pe canapea. Acum mai vorbim în seara. Poate nu vorbim. Ce-mi treabă? Vă salutăm. Uite, băieți, acum stau de vorbă cu un crescător din Florești, George, da? Da. Ia zi-mi, cum e? Cum e? Avem doi pentru finală. Hai doi în finală, nu? Da. Tensiunea cât e acum? 20 s-a făcut? Tensiune nu prea, că suntem obișnuiți cu așa ceva. Da? Cum s-au mișcat până acum? Ești... Au venit bine? Bine și raport. Să sperăm acum la finală să facă o surpriză. Au făcut ceva la AS? Nu. În clasamentul? Sunt porumbei zburați pe campionat pe maraton, combinați cu ceva de colmodrom. Uh-huh. Pe aici nu ai făcut. E prima oară când zbor pe colmodrom? Nu, primul an? E al doilea an. Ah. Am zburat, dar nu aici, în altă parte. La noi, în zona acolo. Bravo. La România, Golden Pages. Da? Și? S-au mișcat vinișa? Am avut la finalul locul 35. Atunci. Bravo. Anul trecut. În campionat cum ți-au venit anul ăsta? Anul ăsta... Pinișor, mai mult pe etape, n-au fost constanți. Da. Un an greu, este dificil. A fost. Pierderi? Mari? Nu prea. Nu? Nu. Păi înseamnă că poți să te lauzi cu chestia asta, majoritatea sunt da. Cel puțin 50%. Acum să pierd mai mult la pui. Da, de ce? Pierd, nu știu, a fost ciudat. Ah. Pentru pui, acum, toamnă asta. Da. În rest, au fost bine. Bravo, mă mulțumesc. Îți doresc mult succes azi. Mulțumesc. Toate cele bune. Doi crescători din Băicăi, nu? Domnul Gileveanu și domnul Podaru, dacă am înțeles bine. Cum e domnul Podaru? Aveți porumbei în finală? Am unul, da. Bun. Ce v-a rămas? Cel mai bun, nu? Ca și origine, ce are în el? Adrias. A. Știu că sunteți un zburător în răi de maraton, nu? Cu rezultate bune. Da. Păi da, dar 635 pentru un pui e ca și un maraton. Este? Da. Domnul Gileveanu, ce zice? Cum merge? Am doi în finală și acum așteptăm. Trei de noroc mult. O să fie greu, este? Da. Foarte greu. Porumbelul care vine primul nu înseamnă că e cel mai bun. Vrei să ai noroc. Da, trebuie să ai și noroc, așa e. Corect. Vrei să fie și porumbelul, da. Degeaba ai noroc. Da, așa e. Norocul te-am dus la loc. Baftă multă vă doresc. Mulțumim. Sănătate numai bine. Domnul Cătălin, cum stați cu tensiunea? Cât e? Vă aduc un tensiometru ceva? E greu, nu? Încă nu. Încă nu. E bine, sunteți în parametri, să... nu? Da, sper să nu mă adun pe jos. O etapă dificilă, cum vă așteptați, bănuiesc, nu? Toată lumea asta e. Da. Așa e. Dacă la ora asta erau 50-100 de porumbei, aveam nemulțumiți. Așa e, așa e. Oameni mulțumiți aici, zâmbitori, încă să vedem tratația pe măsură. Aveți ocazie și... să filmați pe cel mai tare. Da. Om de Columbodrom. Proprietarul de Columbodrom, da? Și cum cel mai puternic și cum zice... cel mai serios. Că mulți sunt, dar nu sunt atât de serioși precum e. Da. Contează cât foarte e, mult. Cât e viteza acum? La cât le-ați dat drumul? Eu foarte la 8 și 15 minute le-am dat drumul. 411 porumbei în finală? Da, în jur de 1000 viteza la ora asta, dar nu problemă.
lumea... A fost o zi cu vânt puternic. Maraton, da, o zi atipică. Da. Și vor cât mai grele, cât mai grele și cât mai grele. Adică adrenalina costă bani. Da, da, da. Și oricum facem porumbei, oricum facem în alte domenii. Așa. Unde adrenalină aveți dreptate. Să și investești. Da, v-a crescut barba. V-a crescut barba de la efort și de la... Nu neapărat mie, dar vă dați seama ce înseamnă ca unul. Da. Toți care suntem aici să fie locul 1 e ceva de vis. Da, da, așa e. Asta vor. Vă doresc mult succes și să vină cât mai mulți astăzi și mâine și în zilele următoare. Numai mie, da, participanți. Toate cele bune.